altă chestie că, domne, vezi, bă, înțelegi, asta e, dar eu nu pot să mă despart de asta. De ce? Am văzut acum 28.000, am văzut 27.000. Păi e cea mai frumoasă echipă din România care poate să aducă 10.000 la stadion. Îți dai seama, în situația că jucam, oamenii munceau în curs săptămânii. Da. Dacă era sâmbătă, seara sau duminica, păi nu trebuie să le aduci 200.000 ca să poată stadion. Da. Așa e. Nu, și s-a mai întâmplat ceva acum. Vă spun eu, erau 31.000, doar că n-au avut oamenii timp din provincie să-și ia bilete, că a fost prea din scurt două zile. Că dacă se știa... Bine, mă, stai să văd, să mă gândesc că poate fac. Eu am cumpărat 30 de hectare acolo în Uganda, da, lângă malul lacului Victoria, și am făcut acolo, este și o școală, înțelegi, pentru copii și dispensar. Poate fac acolo, dar să vedem cine se duce antrenor. Cum adic- trebuie să iei de acolo la 14 ani, 15 ani, da, să faci selecție. Uh-huh. Pentru că acum spun eu, viitorul ăsta e. Viitorul e africanii care luptă, aleargă mult, își dau viața pentru că e sărăcie. No, eu aș face altceva, domn, aș face altceva, domn Becali. Sau, da, și eu aș face academie în America de Sud, unde la fel e sărăcie. Nu se nu poți să compari, da, pe nimeni acolo, cu brazilienii și argentinienii. Acolo se fac în America de Sud e cel mai bine, pentru că acolo e și ortodoxia. Exact. Deci țineți minte, vreți să dați lovitura? Faceți academie cum au făcut danezii în Africa, faceți în America de Sud, nu există fotbaliști mai mari, deci, decât brazilienii și argentinieni. Asta a fost gândul meu așa. Așa, ia zi, povestiți-ne puțin. Ce? Asta a fost gândul meu să fac. M-am gândit, bă, ăștia, cum fac ăștia așa ceva să paseze, mă? Că e clar că nu-i talent. Nu, este... Bă, talentul e Neymar, este Mbappé care driblează, care fac, trec. Talentul este Messi. Ei nu erau talent, ei erau deprindere. Uh-huh. Adică exercițiu. Uh-huh. Cum face ăla roi? Sau cum am vorbit cu Gică eu. Bă, Gică, dar ce le faci, bă? De ce să le fac, bă? Ninja, pasați, jucați fotbal până să vomit. Da, dar v-am zis, faceți academie în America de Sud, credeți-mă. Păi o să fac. Gândiți-vă, cine câștigă titlurile? Da, titlul? Domnul, o să fac. Cine câștigă găsesc... titlurile mondiale? Argentinienii și brazilienii. O să văd acolo, o să găsesc în America de Sud, nu în America de Sud, Africa de Sud face, da? În America de Sud e greu să faci, că acolo sunt deja care fac. În Africa de Sud, în sărăcia, știi? Uh-huh. În Africa de Sud, acolo o să găsesc o regiune unde sunt ortodoxii, ca să poți să-i pomenezi la mine, la biserică, la liturghie aici. Am fac liturghie în fiecare zi. Și atunci asta o să fac. Da, o să vedeți ce academie și ce jucători vă luați în 2-3 ani. O să vedeți. Vă faceți o echipă trăznet. Da. Trăznet.